Bună seara, România! Bună seara, București! Sunt Andreea Esca. ProTV vă salută! Este 1 decembrie, Ziua Națională a României. ProTV-ul a însemnat o revoluție în România. Eu cred că după revoluția din 89, ProTV-ul a fost cea mai importantă revoluție pentru români. Ei nu văzuseră nimic din ce aveam noi să le arătăm în domeniul televiziunii până atunci. Adică erau obișnuiți cu stilul de televiziune TVR, care era un stil profesionist, dar de cu totul alt gen. Iar noi am venit cu ceva complet nou, care le-a luat mințile. Telespectatorii ProTV s-au întrebat toată săptămâna ce câștigă dacă se uită la ProTV. Astăzi, reporterii noștri i-au întrebat ce așteaptă de la noul ProTV. Mă bucur că e tinerețe multă, știri nemaipomenite, sport cât de mult, filme foarte bune. Vine, ia repede, ne încălzim cu toți la ProTV. Ce aș vrea să câștig? O motocicletă. Bună ziua, ce vă doriți dumneavoastră de la noul ProTV? Un program mai bun decât la celelalte posturi. Așa cum ați văzut, ProTV are deja o nouă înfățișare. În fiecare zi veți putea urmări filme și materiale de ultimă oră, emisiuni de divertisment, sport în direct și programe de știri. Rămâneți alături de noi și veți câștiga! Ești pe ProTV. Foarte bine!